Bine v-am regăsit, că de scăpați de mine, vă runele și atât v-am pregătit o surpriză. O surpriză plăcută, pentru că bănuiesc că mulți dintre voi știți că există vreo 18 horoscope. diferite, unele mai străine, altele mai cunoscute. Azi vă voi prezenta horoscopul floral. O să vi se pară ciudat, dar vă spun secretul. Horoscopul floral se bazează pe ziua noastră de naștere. Când te-ai născut, intri într-o categorie. Și având, așa cum știm în numerologie, cifre de la 1 la 9, așa sunt și florile care reprezintă fiecare cifră. De exemplu, pentru cei născuți pe întâi, adică pe 1, pe 10, pe 19 și 28, oricare lună, nu numai o singură lună, orice lună din an, din ianuarie până în decembrie, sunt numiți nativi Floarea Soarelui. Floarea Soarelui este o crotită de soare. Este mereu în centrul atenției, Alte cuvinte, este o floare lider. Caută să conducă, inclusiv în cuplu. Este persoana care e născută pe 1, 10, 19, 28 floarea soarelui. Este un om optimist și este primul care încearcă orice sau în orice e primul. Care sunt calitățile? Este omul cu soluții. Dinamic, activ, autoritar. Și optimist. Defecte are și astea. E impulsiv, imprudent, sever, egoist, dominator și câteodată nesincer. Cum se manifestă în dragoste? În dragoste e sincer, generos, vrea supunere din partea partenerului sau a partenerii și să conducă în, în cuplu. Da? Să decidă el tot cu cine e compatibil cu alte flori din zodiacul floral. Cu albăstreaua, cu macu, cu orhideea, cu bujorul și cu papucul doamnei. Pe latura de sănătate are sensibilitate hepatică, circulatorie și probleme cu ochii. Culorile benefice pentru floarea soarelui, galben bineînțeles, și galben portocaliu, care practic îi dă vigoare și aplomb. Hai să vedem o ciudățenie. Vă ofer numerele la loto cu șanse de câștig pentru nativii Floarea Soarelui. 1, 11, 16, 19, <coughs> 22, 25 și 31. Zile în care poți lua o decizie foarte bună, duminica și luni. Am scăpat de floarea solului și ne îndreptăm acum, atenția, spre bujor, adică spre nativii zilelor de 2, 11, 20 și 29 oricare lună din an. Ce e cu bujorul? bujorul iubește primăvara pentru că îl regenerează. Este sincer și are o imaginație super bogată. Pune suflet în orice face. Iubește, în schimb, siguranța, confortul și viața tignită. Calitățile e un om perseverent, cam introvertit, loial, pasional și de multe ori foarte visător. Defectele lui: critic, posesiv și încăpățânat. În dragoste este un om romantic, stabil, iubitor care nu suportă singurătatea. Compatibilitatea cu un alt bujor, cu albăstreaua cu margareta, cu orhideea și cu macul. Latura de sănătate trește în tensiuni mari, acumulează ușor stres, iar sistemul nervos este foarte sensibil. Se recomandă evitarea oricăror stări de conflict, ca să zic așa, sau discuții pe un ton mai ridicat. Culorile, roșu intens și tot ce derivă de la roșu. Roz, rozaliu, fucsia și alte culori care se pot transforma de la roșu. Numere norocoase la loto, 1, 4, 7, 9, 18, 27, 33 și 42. Zi bune! Pentru luarea unor decizii, duminică, luni și vineri. Și am ajuns la nativi din 3, 12, 21 sau 30, oricare lună. Și ei sunt papucul Doamnei. E o floare foarte frumoasă. Papucul Doamnei nu suportă programul strict. Regulamentele. Este spirit liber, în continuă mișcare și schimbare. Personalitatea lui puternică a, face să pară de multe ori inaccesibil. Dar când iubește cu adevărat, devine deschis și implicat total. Ce calități are? E dinamic, goraliv, vioi, isteț, deschis și sociabil. Defecte, instabilitate, neatenție, grabă, orgoliu și multă împrăștiere. În dragoste este fidel atât timp cât de relația nu devine plictisitoare și nu îi satisface dorința de nou. Deci este omul care are nevoie în permanență de schimbări. Este compatibil cu macul, cu trandafirul și cu alt papuc al doamnei. La sănătate poate avea probleme cu plămânii, cu rinichii, iar doamnele pot avea probleme, mai ales în perioada de alăptare, cu sânii. Dar se recomandă și la vârste mai înaintate, periodic câte un control și îl știți foarte bine cum se numește acel control al pieptului. Culorile albastru marin sau roz pal. Numele câștigătoare la loto 6, 9, 15, 18, 24 și 27. Zile bune pentru a lua o decizie sâmbăta și duminica. Și am ajuns la numărul 4, adică nativii din născuți pe 4, 13, 22 și 31. Albă Albăstreaua Albă este o fire mândră care iubește ordinea și regulile. Dar e conservator. Nu suportă, în schimb, ironiile sau glumele făcute la adresa lui. Apropo, de niciun fel. Din cauza rigidității, reușește foarte greu să-și exprime sentimentele. Sau e mai circumspect în exprimarea unor sentimente. Calități: disciplinat, onest, direct, statornic, fidel și organizat. Defecte: nu știe de glumă. E rigid. Caută să și impună standardele și exigențele celor din jur, fără a ține cont de sfatul sau părerea sau dorința celui cu care e în discuție. Compatibilitate cu Bujor, cu Mac, cu Alta Albăstrea și cu Margareta. Sănătate circulația a membrelor inferioare e deficitare, poate să sufere de varice, durere articolare și uneori chiar de lumbago. Culorile benefice, albastru, indigo sau violet, pentru că îl liniștește. Numele câștigătoare la loto, 1, 7, 16, 19, 20, 25 și 29. Zile norocoase pentru a lua o decizie, sâmbătă, duminică și luni. Și am ajuns și la iris. Irisul este floarea reprezentativă pentru nativi din 5, 14 și 23 oricare lună. E valabil pentru toate florile, absolut orice lună, începând cu ianuarie și terminând cu decembrie. Irisul trăiește clipa, nu ține cont de bariere, uimește prin energia debordantă care o are. Dar, totodată, este omul care poate să-i urmească pe toți din jurul lui. Deoarece este spontan, caută și iubește distracția, îi placă lătorile. se adaptează oriunde și este omul imprevizibilului. Deci vă puteți aștepta de la el la orice năzdrăvânie, sau plăcută sau neplăcută. Ce calități are? Este maleabil, dar e energic, foarte inteligent, și extraordinar de plăcut și agreabil în dialog. Defecte, cam narcisist, excentric de foarte multe ori, extravagant, poate avea reacții exagerate pe care nu și le cenzurează și explodează rapid la un afront sau o șicană făcută și care lui nu-i convine. În dragoste, se implică foarte rar emoțional. Îi plac jocurile amoroase în schimb, îi place jocul seducției și îi place să cucerească. Cu alte cuvinte, este un liber și un Casanova de mâna întâia. E compatibil cu trandafirul, cu papucul doamnei și cu floarea soarelui pe latura de sănătate probleme cu ficatul, coloana, care sunt sensibile și trebuie evitate excesurile alimentare și nu numai alimentare, și consumul de băuturi alcoolice și medicamente și alte prafuri care strică și poate pereclita viața. Nu ridică greutăți. Adică este un om care are extremitățile mai sensibile și încheieturile nu-l prea țin, deci nu poate ridica greutăți mari. Uh, am zis sănătatea, am văzut culorile benefice, galben și portocaliu. Numele la loto 1, 10, 19, 28, 30, 38, și, suplimentar, 5, 14 și 23. Zile bune pentru a lua o decizie fericită, miercurea și vinerea. Și am ajuns la ziua 6 sau numărul 6, floarea cu numărul 6, Macu, Macu de câmp. Cei născuți pe 6, 15, și 24 oricare lună. Macu vrea totul sau nimic. Caută în schimb echilibru în orice lucru. Este o fire visătoare și caută necontenint iubirea desăvârșită. Crede în povești cu Ilene Cosânzele și cu feți frumoși. E un visător incurabil, cum s-ar spune. Calități foarte sensibil, senzual, înțelegător, cu o intuiție extraordinar de bună. Ca defecte, foarte posesiv, pretențios, autocritic și uneori chiar intră pe latura viciosului. Deci viciile pot să-i dea dureri de cap foarte mari. Compatibil cu trandafirul și papucul doamnei la sănătate este unul din cei mai longevi nativi, dar longevitatea e condiționată de atenție mărită. Dacă nu ești neglijent, ai șanse să trăiești 100 de ani. E nevoie să reducă stresul și tutunul, cafeaua, alcoolul și orice adicție. Culorile benefice alb, roz deschis, purpuriu și culoarea petalelor de mac. Numele la loto 3, 6, 9, 21, 24, 27 și 30. Zile bune pentru a lua o decizie, marți, joi și vineri. Și am ajuns la orhidee, nativi din zilele de 7, 16 și 25 oricare lună. Orhideea este înclinată spre spiritualitate, spre mistere. Ușor naiv, vrea mereu să ajute, dar nu toți îi răspund cu aceeași monedă. E sensibil, afectiv, știe să iubească profund, dar Așteaptă și reciprocitate. E atractiv și provoacă de multe ori gelozii pe măsura uh, atractivității lui. Calități, onest, sensibil și responsabil. Ca defecte, imprudență, pretențiozitate mare, naivitate și încredere excesivă. Pe latura de dragoste, Caută partenere sau parteneri impunători care să aibă și autoritate, care să știe să ofere și protecție. Este compatibil cu floarea soarelui și papu cu Doamnei. Pe latura de sănătate, probleme cu circulația sanguină periferică, care este deficitare, probleme cu splina și cu sistemul digestiv. Culori, alb sau tot ce derivează, derivă din alb până la crem, crem unt, crem, crem, ce vreți voi. Culori, am spus alb sau crem. Numere la loto, 12, 20, 21, 29, 30, 40 7 16 și 25. Zile bune pentru a lua o decizie duminică și luni. Și am ajuns la Margareta. Margarete mai iubește, nu mai iubește. Sunt nativi din zilele de 8, 17 și 26. Margareta nu acceptă niciodată compromisuri. Devine încăpățânat și agresiv dacă regulile îi sunt încălcate. O fire foarte imaginativă. Ce calități? Perseverent, sincer, ambițios, dar și prudent. Ca defecte, emotiv, posesiv, uneori introvertit. În dragoste, îi place să-și testeze partenera sau partenerul, dar după multe probe, abia se dăruiește cu pasiune și sensualitate. Adică este nativul care, până nu știe cu cine are de-a face, nu se lansează într-o prietenie sau într-un parteneriat de dragoste compatibilitate cu albăstreaua, cu bujorul, macu și cu floarea soarelui. Probleme de sănătate <coughs> se vaită de dureri articulare, poate avea probleme cu vederea, dar și probleme cu intestinul subțire. Culorile preferate și benefice, galben pal și albastru deschis numere falabile pentru un loto, 4, 8, 22, 24, 26 și 31. Poate să încerce și pe 17, că nu-l deranjează. Zi bună pentru a lua o decizie, doar sâmbăta. Și am ajuns și la ultima floare din Zodiacu. Floricol Trandafirul pentru nativi din ziua de 9, 18 și 27. Trandafirul iubește viața și bucuria de a trăi. Adoră gloria, titlurile, poziția socială și rangurile. Potedă un puternic magnetism sexual pe care știe să-l folosească în cele mai ingenioase moduri. Calități, fire pasională, dar și altruistă, generos, sensibil, energic, inocent, idealist, uneori sarcastic și începător. Defecte, astea erau pentru, pentru defecte, impulsiv, orgolios, vanitos, imprevizibil și înțepător, ca să zicem așa. În dragoste este foarte pasional, intuitiv, știe din prima clipă dacă este el sau dacă este ea partenera ideală sau nu. Compatibil cu papucul doamnei și cu macul. Ca sănătate are probleme cu stomacul, cu inima, dar și cu organele genitale. Numere pentru loto 9, 15, 18, 24, 27, 30. Zile de decizii, mult mai multe, marți, joi și vineri. Și am văzut și ultima floare din... Horoscopul florar, acum rămâne ca voi să vă analizați, să vă dați seama, iar doritorii de câștiguri fără muncă pot să încerce fiecare acele numere care au fost oferite în dreptul uh, florii respective cu orientarea sau. Cu sfatul, jucați-le în acele zile când sunt bune pentru a lua niște decizii. Că pot fi chiar zile norocoase pentru voi. Chiar dacă extragerea nu e în ziua aia, că puteți să spuneți, eu am luni zi norocoasă sau marți și nu e extragere la loto sau la ce jucați. Jucați-le în ziua aceea și le depuneți atunci când e casă până depuneți voi să vă auzim de bine și că ați câștigat la loto și dați și voi un suc că e cald afară. O săptămână cum vă doriți voi și Dumnezeu să aducă norocul în jurul vostru. Gânduri bune și tot ce vă doriți. La revedere!